crezut că am un handicap, am o problemă, de ce nu mă pot îndrăgosti, de ce nu pot să stau lângă un om și întotdeauna fug. M-am simțit totdeauna cu un handicap neavântată, mai ales că în vremea aia nu erau la modă divorțurile și era mai greu, știi? Și mai ales că tata n-a făcut parte din viața mea absolut deloc. Eu am făcut o mare depresie după ce a murit bunica mea. Pentru mine a fost totul. Când am ajuns în America, am avut mai mult timp de gândire. Acolo m-am redescoperit. Acolo am realizat că n-am un handicap din cauza a tot ceea ce mi s-a întâmplat în copilărie, a tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. Am această teamă de relație și dau bir cu fugiții. Când el mi-a mai dragă, eu am fugit. Aș vrea să pot să mă deschid și să mă îndrăgostesc și eu cu adevărat. Nici măcar atunci când a fost căsătorită, artista nu s-a simțit confortabil. În căsătoria ta te-ai simțit singură? Cum spui tu că te simți singură? N-am avut timp să mă simt singură, că totuși a fost 3 luni. Ce singură să mă simt? În 3 luni nici n-am respirat singură. Aia nici măcar nu pot să numesc căsătorie. A fost o chestie pe care, cum să zic, oamenii se prezintă într-un fel și tu îi crezi și după aia îți dai seama că nu-s așa și pleci. Aș vrea să fi făcut lucrurile altfel sau aș vrea să nu fi existat acel lucru. Iar în ceea ce privește procesul cu fostul soț Marcel Toader, atât s-a mințit și dacă nu era implicată familia mea, poate ziceam, lasă, eu îmi văd de treaba mea la 10.000 de maile, să zică oamenii ce vor aici. Dar având în vedere că familia mea a fost implicată și părinții suferă, am zis că trebuie oprită.